Lidia Havriștiuc, ai marcat primul gol al echipei noastre în meciul contra Ucrainei. Practic ai deschis scorul și ai deschis drumul spre victorie. Cum e să marchezi pentru echipa națională? Ce pot să zic? Da, într-adevăr este primul meu gol și mă bucur foarte mult că am putut să ajut echipa și sper că am ajutat și la calificarea echipei la turneul final. Cum te-ai simțit când ai văzut că a intrat mingea în poartă? Fantastic! Fantastic, a fost o experiență frumoasă și echipa m-a ajutat foarte mult și publicul a fost alături de noi și m-am simțit foarte bine. Îți amintești de primul tău meci la echipa națională? Când a fost? Cu cine a fost? Da, a fost în Serbia anul trecut, vara trecută, prin iunie, la sfârșitul lui iunie. Știu că am jucat o repriză și a fost foarte obositor pentru mine. Ce se știe despre fotbalul feminin în Bucovina, acolo la tine acasă? Știu că nu e foarte dezvoltat acolo, deci eu am vrut să joc fotbal de când eram mică și chiar din cauza asta nu am început atunci cariera de sportivă. Nu erau echipe în zona unde locuiesc. Mai târziu, în urmă cu 3 ani, s-a înființat la Fălticeni echipă de fotbal feminin și atunci am început și eu să joc fotbal. Dar în rest nu mai sunt echipe în Bucovina. Când te duci acasă, ești văzută ca o vedetă așa, se uită lumea la tine altfel? Nu neapărat, nu cred, nu știu. Acum vine întrebarea, de ce ai ales fotbalul și nu altă disciplină? De ce fotbalul? Că ai spus că ai început de mică. Da, am un frate cu 2 ani mai mare decât mine și am fost foarte apropiați când eram mici și, practic, el m-a dus la fotbal. El m-a dus pe terenul de fotbal. Cu colegii de la școală, cu prietenii de la bloc, așa am început să... Îmi plac și alte sporturi, dar fotbalul e pe primul loc. A fost greu până în acest moment? De la începutul carierei tale până în acest moment, când ești la un pas de euro, a fost grea această perioadă? Părinții te-au susținut? Da, părinții au fost alături de mine. Nu mi s-a părut greu. La început, poate, dar nu, e frumos. Ai un model în fotbal, un jucător, o jucătoare care te-a inspirat? Sergio Ramos. De ce Sergio Ramos și nu altul? Ce are el față de alții? Are joc bun de cap și, în primul rând, că joacă pe postul meu. Și marchează goluri decisive, așa cum ai marcat și tu. Da. Suntem foarte aproape de o calificare la Campionatul European. Ce înseamnă pentru tine această... o eventuală calificare, ce ar însemna pentru tine, pentru națională, pentru fotbalul românesc? Ca să pun așa o întrebare mai concretă. Pentru mine personal ar fi, probabil s-a mai spus asta, ca un vis deveni realitate și chiar așa e. Mi-am dorit întotdeauna să joc la un nivel mai înalt și cred că acum e timpul să demonstrăm toate că merităm să fim acolo sus. Cred că este, nu știu, ca un început. Pentru noi, pentru fotbalul românesc, pentru echipa națională de fotbal. Un început la un nivel mai înalt. Te sperie perspectiva unui baraj, în cazul în care nu ne putem califica direct? Nu. Cred că noi trebuie să ne concentrăm până la final, să luptăm până la capăt. Ați fost foarte lăudate în ultimele zile. E o motivație? Nu sunteți obișnuite cu asta, nu? E o motivație în plus sau un stres în plus? Nu, e o motivație în plus, absolut. Am simțit-o și pe teren și o simțim și zilele astea, până la meci.